Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi discutăm despre cazul Halep, suspendarea de 4 ani primită de Simona Halep, una uriașă, este justificată cu un document care a apărut și în care sunt un document de 126 de pagini în care sunt trecute motivele pentru care ea a primit această sancțiune. Sunt acuzații extrem de dure la adresa Simonei Halep făcute de cei care au judecat acest caz. De asemenea, vom discuta în emisiune despre acuzațiile pe care ni le aduc cei din Kosovo, care vor să forțeze chiar obținerea victoriei la Masa Verde în urma acestui scandal care a apărut în peluză la meciul dintre România și Kosovo. Pe partea ei, UEFA deja a deschis o acțiune disciplinară împotriva Naționalei României. Sunt 6 capete de acuzare, printre care și rasismul. Despre aceste lucruri și despre alte subiecte voi discuta împreună cu Cătălin Mureșanu, colegul meu de la ProSport. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salutare, mulțumesc pentru invitație! Și de asemenea Mihai Stan, colaboratorul nostru, este alături de noi. Salut, Mihai, bine ai venit! Cătălin, tu ești bun pe antidoping, ca să spunem așa. Ai mai discutat cu persoane care sunt în domeniul acesta la noi, pentru diverse materiale de pe ProSport. Ai și scris despre această poveste cu Simona Halep, ajunsă în această fază a deciziei. Cum ți se par aceste precizări care apar în documentul în care este prezentată justificarea? Da, practic e vorba de o motivare. Exact, frânturi din ce urma să, sau ce au apărut în motivare, au apărut zilele trecute în presă. De fapt, după această decizie care a surprins pe toată lumea, mai mult sau mai puțin subiectiv sau obiectiv. Am discutat, am văzut ieri un interviu foarte interesant în care se discuta de acest supliment alimentar în care s-ar fi aflat aceste urme, dacă sunt urme de substanță interzisă nespecifică, că e foarte important și o să ajungem la acel, pentru că s-ar putea să avem explicația pentru cei 4 ani primiți ai pedepsei. Pe mine nu mă surprinde foarte mult, sunt surprins în continuare de o declarație peste care consider că s-a trecut mult prea ușor al tatălui Simonei Halep, care spune clar că, domne, nu este normal să plătească numai sportivul. Cine trebuie să mai plătească în Iar acest această caz? Această declarație pe care o aduci tu în atenție se leagă cu prima reacție pe care a avut-o Simona Halep atunci când, acum un an, cu acel s-a simt trădată. Mă simt trădată, da. Și sunt alte detalii care au apărut zilele acestea în ProSport cu Simona Halep, care le-a dat unfollow lui Patrick Muratoglu, celorlalți oameni de la Academia Muratoglu cu care era în legătură pe Instagram, mă rog, alți oameni din tenis de care ea s-a distanțat printr-o astfel de decizie. În acest moment nu mai urmărește pe nimeni în afară de doi parteneri economici pe care îi are. Mihai, apropo de partenerii economici pe care încă îi are Simona Halep alături de ea, crezi că aceștia se vor distanța și unii dintre ei deja, pe parcursul acestui an, s-au distanțat de Simona Halep? Nu toți, să spunem. Dar nu toți. Mai sunt cel puțin două companii mari care sunt în continuare alături de Simona Halep. Eu cred că cei de la BT vor rămâne în continuare cu... Păi nu, BT-ul nu mai... La BT am scris astă vară, BT a avut un contract care a expirat, dar nu a mai fost prelungit. Nu a fost rupt, dar a expirat între timp și nu a mai fost prelungit. Dar cred că are legătură cu... Pentru că neprelungirea s-a produs în momentul în care era deja... BT ar fi fost interesată direct, chiar acea sponsorizare a fost direcționată de BT către Gică Hagi, către Academia lui Gică Hagi. E un element foarte important și o să-mi cer scuze de la tine că te răspund, pentru că și aici a fost discuția, Mihai, de ce a durat atât de mult. Ce am reușit să aflu pe surse despre această întârziere pe care toți am subliniat-o, iubitorii ai tenisului, ai sportului, ai pur și simplu patrioți, că au intrat foarte mult patrioți, domne, e a noastră, de ce o suspendăm în felul ăsta? Chiar aici ar putea să existe o explicație. În cazul sportivilor importanți care au în spate contracte de sponsorizare, cei de la Federația de Tenis și în cazul judecătorilor lasă această o portiță foarte mare pentru a te apăra. În cazul Simonei Halep era foarte important ca ea să demonstreze că nu a luat accidental sau că nu a știut, că nu are
n-a avut vină în momentul în care a luat această substanță, i-a fost găsită cu această substanță. Tocmai pentru a proteja aceste contracte, pentru că se spune în momentul de față, Simona Halep are prezumția de nevinovăție, nu este o decizie definitivă, mai are o cale de atac, cel puțin o cale de atac, pentru că de fapt mai există două căi de atac. Până când nu va fi vorba de o decizie definitivă, nu putem să-i spunem Simonei Halep că este vinovată sau nu. Nu avem dreptul ăsta moral. Iar legal, ținând cont de contracte, depinde ce scrie în contract, moral nu ai voie să... Vedem nume importante din lumea tenisului, precum Serena Williams sau Nick Kyrgios, care, ok, nu o nominalizează pe ea, dar fac comentarii deja destul de agresive la adresa Simonei Halep. Nu sunt corecte. Apropo de lucrul acesta, că nu ar trebui deocamdată să o considerăm vinovată, sunt deja nume mari din tenis care au lucruri de comentat în sens negativ la adresa... Dar sunt și pozitiv. Sunt și jucători care o susțin în continuare. Cum este Marin Cilici, de exemplu, care el însuși a trecut printr-o astfel de suspendare, sigur nu atât de lungă. Îl salutăm acum pe președintele Federației Române de Tenis, George Cosac. Bună seara, domnule Cosac! Bună seara! Cum vi se pare această decizie luată împotriva Simonei Halep, acum și în lumina acestei justificări care a apărut, în lumina acestui document care conține motivarea deciziei luate împotriva Simonei? Da, din punctul meu de vedere, aș începe cu, unu, tergiversarea care a fost extrem de lungă. Nu poți să ții un sportiv, indiferent de nivelul la care este sau cum se numește, un an de zile până să-i dai un răspuns final. Doi, să dai maximum pedepsei, iarăși mi se pare extrem de dură pedeapsa. Trei, sunt convins că Simona nu a luat nimic de bună voie. De ce vă spun treaba aceasta? Eu am stat de vorbă cu ea exact când a început scandalul. Mi-aduc aminte că m-a sunat și mi-a spus exact, îmi reproduc, George, îți spun cu mâna pe inimă că nu am luat absolut nimic. La cum o cunosc, caracterul care îl are, onestitate, verticalitate și așa mai departe, sunt convins că ea habar n-a avut că poate să ia ceva ce îi poate dăuna. Mai departe, n-am citit ce îmi spuneți dumneavoastră că a apărut raportul. Noi suntem pe teren de azi dimineață aici, a pregătit meciul de Cupa Davis și n-am avut un minut să citesc ce a mai apărut în presa. Dacă îmi spuneți dumneavoastră în două da, cuvinte... Un lucru care, să zicem așa, ar trebui să mai înmoaie acuzațiile la adresa Simonei, pentru că e vorba de o fizioterapeută de la Academia Patrick Muratoglu, care i-a dat... un colagen care conține această substanță. Deci ar trebui să fie aici o circumstanță atenuantă pentru Simona. Pe de altă parte însă, când e vorba de analiza acelor parametri din pașaportul biologic, cei care au judecat vin cu acuzații foarte dure și anume că pe parcursul anului 2022, anul trecut, între martie și septembrie sau august, când a fost ea depistată, a fost ceva... coordonat, ceva care s-a făcut cu țelul ca ea la Wimbledon și la US Open să aibă sângele cât mai oxigenat. Aha, înțeleg. Ce comentez dacă ei consideră treaba aceasta? Pe mine ce mă miră, dacă ei au făcut tot felul de teste și au ajuns la concluzia că nu este în regulă, de ce după fiecare verificare, după fiecare analiză, nu i-au atras atenția? Și n-au trasă de mâneca la timpul respectiv. Ai grijă că nu ești în parametri. Deci, practic, au lăsat-o oarecum să joace. Deci, nu, nivelul nu depășea limitele. Au lăsat-o să joace, iar acum vin să spună că, domne, parametrii erau peste cei, sau nu erau în limitele prevăzute de lege. E ceva așa, nu știu, nu mi se leagă mie. Adică, da, într-adevăr, e o oarecare incoerență aici, Simona, da. Da, la cum spune Simona, dom'le, în sânge nu au găsit nimic. Au făcut zeci de controle. Adică vii acum când ai găsit ceva în urină și spui, dom'le, stai, că de fapt nici în pașaportul biologic nu ai fost în regulă. Bun,
De ce nu au atenționat atunci? Vezi că ai depășit limitele sau vezi că nu ești în limitele normale. Da, e o întrebare legitimă pe care o puneți, într-adevăr. Care credeți că sunt șansele ca la următoarea cale de atac la TAS, acolo unde contestă această decizie, să obțină o micșorare semnificativă a pedepsei? Da, eu sunt convins că va reduce la jumătate perioada de suspendare. De ce? Pentru că tot Simona ne-a spus că doi dintre judecători și-au schimbat radical părerea când au aflat cine este. Adică nu este în regulă. De ce să schimbi? De ce să faci treaba aceasta? Eu sunt convins că argumentele pe care le va prezenta la TAS vor duce la înjumătățirea cel puțin, dacă nu mai bine, a pedepsei. Ea trebuie să se apere. Ea trebuie să vină, da? Și să demonstreze, acest lucru, da. Ceea ce putea să facă și în fața primei la judecata de fond. Pentru că discutăm de o substanță nespecifică. Nu de nespecifică, corect. Și da. Este o diferență. În cazul substanțelor nespecifice, sportivul trebuie să vină și să demonstreze. În cazul substanțelor specifice, cei care acuză, adică cei de la OADA, trebuie să vină și să demonstreze. Ei, nu sportivul, că a fost luat cu intenție. Că acea substanță este luată cu intenție. Deci în momentul de față, Simona trebuie să facă același lucru, echipa ei, pe care echipa ar fi trebuit să-l facă. De asta este această pedeapsă de 4 ani, pentru că putea să se oprească la 2 ani, pedeapsa oricum era. Bravo, exact la asta am vrut să mă refer și eu. Dom'le, în situația de față, întreaga echipă ar trebui să meargă și să răspundă fiecare ce a făcut acolo, să spună aia. Dacă Simona s-a prezentat singură acolo, sigur, ea a spus exact cât a știut și cât a făcut. Sunt convins cu mâna pe inimă foarte sinceră, ca de fiecare dată. Eu cred că acum este timpul să vină toți membrii echipei care au avut grijă de ea, tot staful, să spună fiecare ce a făcut, cum a făcut, ce i-a dat și așa mai departe. Și atunci... Cred că încet, încet se vor limpezi lucrurile. Este un amănunt din nou foarte important. La TAS se va judeca exact pe regulamentul mondial antidoping. Pe același regulament pe care a fost condamnată la patru ani. A primit pedeapsa de 4 ani. Este exact același regulament. Domnule Cosac, urmează să jucăm... Complicată situația și suferim foarte tare. Vă zic sincer, Simona era ca și copilul meu, toți proveniți din Constanța, practic evoluția ei a coincis cu perioada mea la federație, am fost urmărit-o pas cu pas, o cunosc de copil și sunt convins că cu mâna pe inimă, așa cum ne-a zis și ea, că n-a făcut nimic intenționat și nu a fost cu voia ei, dacă s-a întâmplat ceva. Vă rog. Aș vrea să vă întreb și de această înfruntare cu Taiwan în Cupa Davis. Cupa Davis, da. Cum stăm? Astăzi a avut loc tragerea la sorți, dacă putem spune așa. Cine joacă? Regulamentul este clar. Prima zi joacă numărul 1 cu numărul 2 de la cealaltă echipă. Primul meci, meciul 2, în a doua zi se începe cu partida de dublu, iar după partida de dublu se va juca 1-1, 2-2. De la noi vor face parte pentru prima zi, pentru primele două meciuri de simplu, Nicolas Ionel și Marius Copil. Sigur, taiwanezii sunt un pic în fața noastră în clasamentul ATP. Din punctul meu de vedere, niște jucători foarte buni pe suprafețe dure. Aici vom juca pe zgură la Mamaia. Este adevărat că vântul bate destul de tare, poate mâine va fi un pic mai liniștit, să vă mai potoli. Cred că totuși, în ciuda faptului că sunt un pic mai bine clasați ca noi, pornim cu prima șansă. Jucăm acasă, s-au antrenat foarte bine, își doresc să câștige, sigur, să mergem în barajul pentru calificarea la turneul final și ținem pumnii. Aici încolo noi ne-am străduit să le oferim cele mai bune condiții. Baza arată superb la clubul Lidu din Mamaia și aici, dacă permiteți două cuvinte, este singura bază, este o bază privată, singura bază de tenis din România care poate păzui o competiție de asemenea învergură. În rest, nu mai există nicio bază de tenis unde poți să ții o competiție de nivel mondial.
trebuie să amenajezi, să strici vreo parcare, vreo ceva, ca să poți organiza. Deci, din punctul acesta de vedere, din punctul de vedere al infrastructurii, suntem nu la pământ, ci sub pământ. Mă rog că un privat și-a investit banii și a construit un club sportiv care poate găzdui o întâlnire de nivel mondial. Apropo de ce ne spuneți că aceasta este singura bază, astăzi în ProSport există un editorial al lui Radu Paraschivescu care are titlul BNR, mă rog, nu mai mi-aduc aminte continuarea titlului, dar vă dați seama, e vorba de o interogație legată de ce se mai întâmplă cu faimoasa bază pe care s-au întâmplat atâtea partide istorice ale României, inclusiv în Cupa Davis, turnee mari din acolo. Așa este, din păcate, în aceeași perioadă se desfășoară turneul WTA de la București, la fel a trebuit să stricăm un teren, să aducem, să improvizăm niște tribune, să putem organiza o competiție. Noroc cu sălile care s-au construit în ultima perioadă și că am putut organiza în sală, dar nu te poți face de râs în mijlocul verii sau începutul toamnei când ai 30, peste 30 de grade afară să te duci să joci în sală. Deci este inadmisibil ca vorba aia 2023 să nu ai o arenă de tenis. Una, nu două, nu cinci, nu șapte, unde să poți desfășura o etapă de campionat mondial, cum este considerat Cupa Davis și Billie Jean King Cup. Având în vedere că, nu mai departe de acum 3 ani, fetele au jucat pentru marea finală, deci au luat locul 3, au pierdut în semifinală la Franța. Deci performante sunt și la nivel de echipă, nu numai la individual. Domnule Cosac, o să vreau să, cu acordul lui Mihai, să ne întoarcem la Simona Halep, să vă întreb în cazul în care noi avem în momentul de față, nu este vorba de o decizie definitivă atâta timp cât există o cale de atac, TAS în speță. Ce se va întâmpla din punct de vedere al drepturilor Simonei Halep asigurate de Federația Română de Tenis în cazul în care o să avem o decizie definitivă de suspendare? Ce drepturi îi se vor tăia, îi se vor anula? Exact treaba aceasta am vorbit-o cu colegii mei din cadrul federației și directorul general i-a contactat pe cei de la ANAD. Urmează să trimitem un mail oficial în care să primim de asemenea un mail oficial în care ni se vor spune, ni se vor enumera toate drepturile și toate restricțiile pe care le are un sportiv în situația Simonei. Astfel încât să facem vreo greșeală. Ea se poate antrena, din ce știu eu, în acest moment, însă în cazul unei decizii definitive nu o să mai aibă acest drept. E clar, și chiar să ia legătura cu alți sportivi, din ce știu. Atenție! Când ea, în perioada în care a fost suspendată, de asemenea am primit de la ANAD câteva puncte, iar unul din puncte spunea în felul următor. În cazul în care este surprinsă că se antrenează pe o bază publică, toată perioada care a trecut de la începutul suspendării până la data la care a fost prinsă că se antrenează acolo, va fi ștearsă cu buretele și va relua de la zero perioada. Deci de-aia vă spun că pot fi și împotriva ei anumite cauze. De aceea noi am cerut oficial, așteptăm oficial punct cu punct și apoi sigur că vom informa pe toată lumea încât să nu facem progreseală nici noi, nici ea, nici toți ceilalți care sunt în jurul ei. Domnule Cosac, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară bună în continuare. Mulțumim la fel. Seara. Mihai, apropo de ce ne spunea și George Cosac mai devreme, că lucrurile stau rău și în ceea ce privește tenisul în România, în ceea ce privește infrastructura, chiar mai rău decât în multe alte sporturi, e bine, totuși, în proiectul noului stadion de fotbal de la Constanța, este și o arenă de tenis în acel complex. Și arena de tenis, logic, mai ales că este vorba de Constanța, urma să se numească Simona Halep. Dacă rămâne o suspendare de 4 ani de doping, crezi că oamenii se vor gândi să numească altfel această arenă? Bine, suntem români. Normal ar trebui să nu se schimbe cu nimic numele arenei. Ceva ce ștergem cu buretele tot ce a făcut Simona pentru noi, pentru țara asta. Da, știi că la noi suntem bine doar când ne este bine. Când ne este rău,
am fugit toți, nu mai avem treabă cu nici cu Simona sau cu altcineva. Adică, Cătălin, care e opinia ta? Pentru un sportiv, un astfel de eveniment este o pată imensă. Acum, eu nu aș șterge, dar într-adevăr sunt subiectiv. Cu obiectivitate sunt cazuri, de exemplu, sunt state care nu te mai primesc în cazul în care ai fost suspendat în Japonia, cred că este unul dintre state. De asta l-am și întrebat pe domnul Cosac de drepturi, pentru că foarte multe drepturi îi se vor fi anulate. De exemplu, din ce știu, nu ai voie să iei legătura cu alți sportivi. Aici probabil însă va fi o decizie... legătura cu fostul antrenor al Simonei Halep, Adrian Marcu, aflat acum în legătură cu noi. Bună seara, domnule Marcu! Bună seara! Astăzi a apărut și motivarea acestei decizii aspre în cazul Simonei, 4 ani de suspendare. Cum vedeți dumneavoastră această pedeapsă în lumina acestor detalii pe care le oferă cei care au luat decizia, în lumina acestei motivări? Da, nu știu, nu sunt foarte specialist în chestiile astea, dar mi se pare că likely nu înseamnă cu siguranță. Așa e. Adică totuși mă așteptam să aibă niște... Da, asta este proba, asta este, s-a întâmplat, asta, dar... Na. Dumneavoastră faceți o trimitere la o formulare unde este, unde este scris cel mai probabil și, da, nu, și nu sigur. Păi, teoretic, ar trebui să fie... Să nu fie niciun dubiu, nu? Da. Adică nu mi se pare că acei specialiști zic că fără dubiu este doping. Nu, likely este posibil. Dar posibil înseamnă că poate să nici nu fie. Cum ați văzut această dezvăluire? Că o fizioterapeută de la Academia Muratoglu i-a oferit Simonei un colagen care conținea sau care era... avea și această substanță pentru care a fost prima oară suspendată. Da, ce să zic. Până la urmă și la urmă era întrebarea dacă a luat de la cineva ceva sau pur și simplu putea să fie din altă parte. Acum că această substanță vine de la... Această colaborare e o chestie nouă care n-am știut-o până acum și, da, nu știu, mi se pare, oricum, toată situația mi se pare foarte ireală așa și nivelul de, cum să zic eu, cât, deci înțeleg că ce a avut ea în sânge este nici măcar un sfert de o pastilă, da? Da. Și, stau și mă gândesc ce ar putea să se aducă ție un sfert sau o pastilă care tu o iei în cele 3 zile din 26 în 29 august. Că ce avantaj poate să-ți dea o pastilă care o iei tu în cele 3 zile? Tatăl Simonei Halep, Stere Halep, spune că în astfel de cazuri nu doar sportivul ar trebui să fie pedepsit. Nu știu ce a vrut el să înțeleagă prin ceea ce a spus. Că nu, adică eu cred că ca și el, cred că nu a fost, chiar dacă a fost, să zic, o contaminare, nu a făcut-o Simona cu bună știință. Deci, bun, nu știu. Nu știu cum se transpune asta pe colaboratorii ei, dar sau dacă acel colaborator a știut că ce-i dă este conține niște urme de niște substanțe interzise. Da, din comunicarea oficială oferită de tribunal se înțelege că acești colaboratori de la Academia Muratoglu n-au știut că acel supliment este contaminat sau că ar conține ceva interzis. Teoretic sau să mă gândesc și așa, totuși e o chestie care este destul de mare, una dintre cele mai mari academii, dacă ar
fi știut și o dau cu bună știință, cred că n-ar fi o chestie foarte în regulă. Absolut. Și când ne spuneți lucrul acesta, ne gândim inevitabil și la declarația inițială a Simonei atunci când a fost acum un an suspendată. Ea a spus că se simte trădată. Nu a lămurit la cine s-a referit atunci când a zis că s-a simțit trădată, dar ne putem gândi la tot felul de variante din jurul ei. Acea declarație lasă locul la tot felul de speculații, dar aia nu mai ea poate să lămurească. Noi putem să fim pe lângă, dar ea poate să lămurească ce a înțeles ea în momentul ăla prin acea declarație. Dacă parcurgem istoricul suspendărilor din tenis, din ultimii ani, să zicem, pe astfel de cazuri, mereu la a doua instanță s-a micșorat pedeapsa. Aveți această speranță că pedeapsa Simonei Halep va fi micșorată? Da, eu n-am speranța doar că va fi micșorată, ci am speranța ca să ajungă la concluzia că a fost o contaminare și nu o chestie care, mă rog, în momentul ăsta nu văd eu chiar că a fost o contaminare, ci pur și simplu ai 4 ani pedeapsa maximă pentru dopajul cu acea substanță și te duci mai departe. Deci sper să se micșoreze drastic această perioadă de suspendare și să vină și ceva de genul că a fost doar o contaminare. Dumneavoastră, din perioada în care ați colaborat cu Simona, ce ne puteți spune despre cum aborda ea această chestiune legată de suplimente, de tot ceea ce lua pentru a face față efortului din teren? Adică, clar, din orice lua, nu doar suplimente, orice, era întrebat dacă e în regulă sau nu. În primul rând, lua niște suplimente care erau de la una dintre cele mai mari firme de suplimente, așa că nu se putea bănui cum că ar putea fi ceva. Și în rest, era mega grijulie cu tot ceea ce mânca sau băuturi sau orice lua, așa că de asta spun că nu pot să-mi imaginez ca cu bună ei știință să se fi întâmplat ceva. Domnule Marcu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, să aveți o seară frumoasă în continuare. Cu plăcere, numai bine. Mihai, astăzi inclusiv site-ul ProSport prezintă această perspectivă și anume la acest apel pe care îl accesează Simona în justiția sportivă. Dacă, așa cum se exprimă chiar autorul din ProSport, Alex Tăcină, dacă va da în gât pe cineva, Simona, atunci ea poate chiar de mâine să joace tenis, în sensul că se reduce cu 3/4 pedeapsa, rămâne la un an, un an deja s-a dus cu suspendare, cu această suspendare care s-a derulat până acum. Așadar, ea ar trebui să vină și să spună în fața unei instanțe cine a ajutat-o. Dar ea ar trebui să aibă o altă abordare. Acum poate să-și recunoască vina. O formă de recunoaștere. Și să spună intenționat. Și să spună cine a fost cei care au ajutat-o în acest program de ocolire a controlorilor. Sau dacă cei care au făcut lucrul ăsta cu bună știință, trebuie să iasă ei în față, să-și asume fapta, pentru că asta cu dat în gât, ok, dar decât să plângă mama, să plângă mama lor sau ceva de genul ăsta. Da, nu, cred că sunt eu legate în orice formă. Da, pentru că eu cred că ceva este făcut cu știința sportivului, acest lucru este super clar că a existat o discuție și un plan să faci așa ceva. Și să fim serios, să nu mai fugim. În tenis se întâmplă lucrurile astea. Că unii pică, iar alții nu pică. Bine, cum și în sport se întâmplă foarte des. În acest document în care este prezentată motivarea deciziei, se vorbește despre un program aplicat de o strategie de
de ocolire a controalelor antidoping pe parcursul anului trecut, anului 2022, începută în martie și care ar fi vizat ca puncte importante Wimbledon și US Open. Acolo unde Simona, se scrie în document, ar fi trebuit să aibă aerul mai, să aibă sângele mai oxigenat. Și sigur, amintim că Simona a făcut un Wimbledon remarcabil, a ajuns până în semifinale. La US Open, sigur că a fost acea înfrângere incredibilă în primul tur împotriva unei în compania unei jucătoare care n-a bătut pe nimeni în cariera ei până atunci, Daria Snigur. Deci acuzațiile sunt foarte, foarte grave. Aceste concluzii la care au ajuns experții care s-au exprimat în acest caz vin după studierea pașaportului biologic și a felului în care s-au prezentat acolo parametrii. Eu cred că pașaportul biologic a fost foarte important în decizia finală. Repet, începem de la o substanță neconformă, da. O substanță de alt tip. În momentul în care ai și pașaportul biologic a venit și ți-a arătat pur și simplu targeturile sportivului ce a atins și ai știut exact, practic a confirmat ce ai luat. Eu cred că decizia ta va fi aceeași ca cea de la fond. Este părerea. Dacă se întâmplă, așa cum spui tu, ceea ce este extraordinar de grav ca această suspendare de 4 ani să fie păstrată, aș vrea să mă întreb... Mai sunt 3, că una deja... Da, nu, da. Inițial da, că nu, ai perioada... Mă refer deja, pentru că e clar, cariera ei va fi încheiată dacă se păstrează această decizie. Vă întreb însă cum rămâne cu moștenirea ei în sportul românesc. Am vorbit despre acest caz concret al arenei de tenis care se va construi la Constanța, lângă stadionul de fotbal. Adică... Tare mi-e frică că se va șerge totul cu burete, tot ce a făcut ea... Adică Lance Armstrong, nu știu dacă deși el a fost un cel mai mare nume din istoria ciclismului, numele lui nu se mai regăsește acum. Auzisem la un moment dat că acele cărți scrise despre el, când el era o glorie, prin librării, nu știu, au fost puse în alte ascunse, secțiuni. Ascunse, spatele era la literatură SF sau la... mă rog, se întâmplă niște chestii cu acești sportivi dacă... au parte de un astfel de final de carieră. Și la Maradona, cât de mare a fost Maradona. De multe ori când vorbeai despre Maradona, existau multe voci care spuneau, domne, un drogat. Și aduceau aminte de momentele alea. Deși acolo au fost și substanțe de abuz. Eu mă referam în mod oficial. Așa, oamenii, sigur, cei care au avut o antipatie față de ea vor păstra, cei care au fost fani 300% vor rămâne alături de ea. Eu mă întreb oficial. Uite, e bun exemplul ăsta pe care l-a dus cu Maradona, pentru că totuși la Napoli, în ciuda faptului că el a fost suspendat pentru că a consumat cocaină, numele stadionului după decesul său, numele stadionului din Napoli poartă numele. Acolo nu a fost contestat în niciun moment, da. Dacă vorbim de Maradona. Dacă a existat un loc pe pământ, a fost la Napoli. Să știu, cred că a mai fost România va rămâne pentru Simona Halep. Un fel de Napoli pentru Maradona. Nu cred și nici nu cred că ar fi corect să rămână, pentru că aceasta este o pată. Rămâne o pată pentru un sportiv. Cea mai urâtă pată pentru un sportiv, să fii incorrect, să furi, să ți se... Și nu cred, și nici nu cred că e clar că i-a ciobit din ceea ce ar fi trebuit să fie cel mai important sportiv al nostru după Revoluție. Nu știu. Da, fără îndoială, unul dintre cei mai mari sportivi... La nivelul unui sport cu vedere, unui sport de afiș, da, pentru că așa am avut sportivi uluitori, dar la sportul mai puțin urmărite. Apropo de sportivi uluitori, dar care au trecut printr-o situație similară, Mihaela Melinta, atletă care a obținut un record mondial, unicul pe care îl deținea la un dat în România. Scoasă chiar din arenă la o competiție foarte importantă, anunțată, a fost descalificată în timp ce se pregătea să arunce. Da. Foarte important, adică șocul emoțional acolo a fost uluitor. Mondială la singura probă olimpică la care la un moment dat noi în atletism aveam record mondial. E bine, Ion Țiria, care era președintele Comitetului Olimpic Român în acel moment, i-a interzis Mihaelei să mai reprezinte România la Jocurile Olimpice, chiar dacă îi trecea suspendarea. Am vorbit cu Mihaela Molinte și am realizat câteva interviuri și mi-a povestit drama prin care a trecut. Și mi-a spus un lucru care mi-a rămas așa întipărit. Cel mai tare m-a durut cum se uitau la mine colegele mele despre care știam că iau. Iar eu, nevinovat, am căzut. Incredibil.
Asta a fost mărturisirea. Incredibil. Și a avut foarte mult, apropo de Simona Halep, pentru că în spectrul ăsta am sunat atunci pe doamna Melinte, mi-a spus că cel mai greu îi va fi să-și revină, în cazul în care revii în competițiile sportive și nu numai, din punct de vedere psihologic, al mentalului. Aș vrea mentalului. Să remar totuși diferența abisală de atitudinea lui Ion Țiriac. Odată în cazul Mihaela Melinte, te-a interzis să mai reprezinte România la Jocurile Olimpice, chiar dacă trecea suspendarea la un moment dat. Pe de altă parte, vedem susținerea totală de care are parte Simona Halep, inclusiv în această perioadă, din partea lui Ion Țiriac, cel care vorbește de faptul că Simona poate ar trebui să ceară despăgubiri de 100 de milioane, de 200 de milioane, de nu știu ce. Trebuie să termine instanțele sportive după să meargă pentru acest lucru, să deschidă un proces separat în care nu știu ce șanse ai cu aceste decizii. Dar, într-adevăr, e o discuție interesantă pe care tu o deschizi cu Ion Țiriac, însă așa se întâmplă. Eu cred că Simona este un sportiv mult mai expus din punct de vedere al imaginii față de doamna Melinte. Da. Pentru că vorbim de sporturi aici. Tenisul este un sport care are reflectoarele ațintite, însă alte sporturi nu sunt atât de important. Este în momentul de față o basketbalistă care a fost suspendată 2 ani pentru o pastilă de menstruație și nu a putut să se apere, să vină în fața judecătorilor și să demonstreze că acea substanță a ajuns în corpul ei accidental. E, și în acest context, când vine România, Cătălin, și cu acest exemplu, Mihai, ne gândim iarăși cât de importantă a fost decizia Simonei de a se despărți de colaboratorii ei pe care i-a avut în cea mai mare parte a carierei, de a se duce alături de Patrick Muratoglu și oamenii acestuia de la Academie și vedem că acum cu nume și prenume avem persoane care au făcut și au ajutat-o să... Da. Să ajungă în situația asta. Nu știu, repet, eu consider că cei din echipa antrenorului să facă un pas în față, să trebuie să cineva să iasă și să își asume fapta, ca să zic așa. Vorbim de un sport în care în momentul în care desigilezi o sticlă, te uiți de 10 ori la ea. Da. Deci asta se întâmplă și în general sportivii de acest nivel. Adrian Marcu, trebuie să știi absolut făcea... tot. Și atunci, da. Cum a luat Simona? Dacă zonă că a știut, a luat cu bună știință până la urmă. A avut încredere în acești oameni de la Academia Patrick Muratoglu. Și după aceea a venit cu acea primă reacție, probabil în urma acestei situații, mă simt trădată. Prima declarație pe care a făcut-o când a fost suspendată. Cătălin, aș vrea să remarc faptul că de la exclusiv Dinamo aici la ProSport ai fost în discuție cu Sorin Preda, care este un nou acționar al lui Dinamo. Ultimul acționar din SECE Dinamo 1948. Da. Îl ascultăm un pic cu câteva afirmații pe care le-a făcut în dialogul cu tine și apoi ne întoarcem în studio să comentăm. Ați fost lângă dânsul la ultimul meci la care ați participat, nu știu dacă ați fost și la altul, domnul Șucu de la Rapid. Da. Îl cunoașteți? Îl cunosc foarte bine pe domnul Șucu. Foarte bine. Ne cunoaștem bine. V-a dat vreun sfat când v-a văzut pe prima pagină în ziare că sunteți interesat sau sunteți pețit așa cu ghilimele de rigoare? Da, pot să spun și că mi-a dat un sfat, dar care e același? Cred că mai degrabă mi-a împărtășit din experiența dânsului. Da. Vă rog. Dânsul e într-o situație diferită. Clubul Rapid are un stadion. Corect. Da? Clubul Rapid are o șansă să se organizeze într-un fel pe care Dinamo încă nu o are. Doi, oameni ca domnul Șucu, să știți că nu sunt mulți în fotbalul românesc și nici în societatea românească. Dacă societatea românească ar avea 1000 de antreprenori ca domnul Șucu, probabil că am sta mult mai bine din multe perspective. Da, nu știu dacă domnul Șucu a plecat cu ideea să bage 10 milioane și a băgat 10 milioane sau a avut în cap să bage 2 și a ajuns la 10. Nu știu situația financiară de acolo, dar ce pot să vă spun este că la Dinamo trebuie construite lucrurile puțin pas cu pas și cu cap. Dinamo nu are foarte multe lucruri de organizare de bază, din ce am simțit eu. Nu are o organigramă, cred, a clubului cu niște resurse calificate și experimentate pe niște task-uri administrative care sunt cerute zi de zi acolo. Cătălin,
Cum crezi că se derulează în acest moment drumul lui Dinamo? Adică vedem un nou acționar care are un discurs foarte țintit și destul de realist, așa să zic. Crezi că Dinamo poate să facă un salt, nu știu, similar cu cel al Rapidului? Sigur că invitatul tău a vorbit despre această diferență foarte importantă între Rapid și Dinamo, cea a stadionului, care nu este în cazul lui Dinamo. Este și atunci și... ne întoarcem și la această întrebare originară, cine a fost mai întâi ou sau găina. Cine este de vină pentru că Dinamo nu este precum Rapid sau Steaua, care au stadioane deja de ani de zile, terminate, puse în... când la start s-au aflat toate aceste trei branduri cu stadioanele au lor. Fost diferite motive. Primul motiv invocat a fost cel al asocierii dintre societatea administrată de Nicolae Badea, controlată, mai bine spus, de Nicolae Badea, între CS Dinamo, ACS FC Dinamo, societatea administrată de Nicolae Badea, și SC Dinamo este 48 SA, societatea care administrează clubul din Superliga în momentul de față. A existat un contract de asociere, pentru că stadionul care aparținea de clubul sportiv, aparține de clubul sportiv Dinamo, este gestionat de clubul sportiv Dinamo, era închiriat la SC Dinamo, clubul care juca, beneficia de serviciile stadionului, prin ACS FC Dinamo. Nu se putea altfel. Nu se putea niciodată direct printr-un ordin de ministru al lui Adrian Nestase. După a existat o discuție legată de un dosar la DNA în urma unui control la Curții de conturi a Ministerului de Interne pentru niște lucrări începute și nerecepționate. Era vorba de o copertină care se întindea de la peluză până în spate, cu tabla cumpărată, cu pilonii deja sondați, gropile făcute. Chiar acum am realizat un reportaj de curând în subsolurile stadionului Dinamo și existau acele găuri în continuare, unde iar materialele au dispărut. Se spune că tabla a fost folosită la Catedrala Mântuirii Neamului. După, Dinamo a pierdut acest pas. Lipsa actelor la CS Dinamo. Dacă Clubul Sportiv Rapid și Clubul Sportiv al Armatei Steaua au avut actele pregătite și au putut să meargă cu desfășurarea actului, la Dinamo aceste acte nu au existat și foarte mult timp a trebuit pentru, a fost nevoie de foarte mult timp pentru a ajunge cu actele la zi. Astea sunt trei dintre motive. Sunt și altele însă. Mihai, crezi că Dinamo poate să facă un salt acum după ce a scăpat de o mare parte din datoriile pe care le avea și să revină ca o forță în prim planul fotbalului nostru? Totul depinde de asociații, cu aportul financiar pe care vor lua fiecare. Asta e foarte important. Și de acolo construiești. Nu ai bani, nu poți să emiți... Poftim? Acest punct de plecare este constituit de aprobarea de către judecătorul sindic a planului modificat cu prelungirea perioadei de implementare pe 4 septembrie. Subiect important acum, pentru că Reden White a făcut plăți. Chiar asta scriam în momentul în care am primit invitația de la tine să vin în emisiune. Reden White a făcut plăți, de exemplu, ultimul trimestru. Spun înainte de a publica, APCH, în ultimul trimestru al insolvenței, între mai și august, pentru prima oară după foarte mult timp, nu a mai virat niciun leu în club. Sunt împrumuturi de 300.000 de euro făcute de Reden White, plus bani pe care Reden White, anumite, de exemplu, deblocarea situației cu jucătorii, cu legitimarea jucătorilor de la FIFA. Banii au fost plătiți către jucătorii care au câștigat la FIFA direct de Reden White, fără să mai treacă prin forma împrumutului sau prin altă formă, prin SC Dinamo S48 SA. Planul a radiat datorii de 5 milioane de euro. În momentul de față mai sunt datorii, într-adevăr, au fost plătite acum două categorii conform înțelegerii pe care Reden White a făcut-o în fața judecătorului sindic, categoria creditorilor bugetari și salariali. Toți, absolut toți, și-au primit sumele. Deci, practic, în momentul de față, pentru că APCH mai are o creanță pentru care a semnat și a spus că o va încasa după ieșirea din insolvență, atenție, Dinamo va ieși din insolvență cu o datorie către APCH, care cu siguranță va fi convertită în acțiuni printr-o majorare de capital social. Îl ascultăm pe antrenorul Dinamo, Ovidiu Burcă, cu declarații oferite înainte de această partidă cu un afiș foarte interesant în Superliga României, Dinamo FC Craiova.
În momentul că l-am adus pe Lucas, am știut că are și aceste calități de lider. Peste tot pe unde a fost, a fost ori capitan, ori a câștigat cupe, a jucat și străinătate. Deci e un jucător care vorbește mai multe limbi. Și unul dintre motivele pentru care l-am adus a fost și capacitatea lui de a fi lider. Nu știu dacă ne întoarcem parc. Să sperăm că putem găsi un... sau, mă rog, și pe Arc am înțeles că s-au făcut anumite lucrări. Din păcate, nu se întâmplă ca un gazon să se îmbunătățească de pe zi pe alta, e nevoie de puțin timp. Suntem cumva descoperiți pe o singură poziție, acolo încă mai sondăm piața și mai căutăm să avem o dublură pe... Nu, cred că nu e un secret, am mai spus-o, pe poziția de fundaș stângă. Sunt discuții cu mai mulți parteneri care vor să devină acționari. Unii dintre ei au fost și prezentați, știți bine, firma Renovazio, care era și sponsorul nostru. Și, din câte știu, mai sunt discuții și cu alți posibili acționari. Acesta este planul pe care mi l-au spus și mie. Își doresc foarte mult ca până la finalul acestui sezon clubul să fie scos din insolvență. Și eu cred că este un plan realizabil. Mihai, FCU Craiova, următoarea adversară a lui Dinamo, a pulverizat-o pe Farul. Poate Dinamo să îi creeze probleme echipei lui Mkhitelu? Posibil. Eu zic că da, Dinamo are șansa ei și va fi un meci interesant din punctul meu de vedere. Eu cred că Dinamo va câștiga meciul cu Craiova. Da, Craiova ne-a obișnuit să fie o echipă remarcabilă constant, și apoi să aibă o cădere din aceasta. Cătălin, avem o întâlnire între două echipe, o echipă cu un atac uluitor, FCU Craiova, Dinamo cu un atac slab, să nu folosesc alt goluri foarte puține marcate, în timp ce Craiova de la mijloc în sus arată foarte bine. Să vedem ce se întâmplă în apărare, că probabil... Luca, jucătorul menționat de Ovidiu Burcă, va fi titular și ar fi interesant să-l vedem. Mihai, UEFA a declanșat o acțiune împotriva Federației Române de Fotbal, 6 capete de acuzare, printre care și rasismul, obiecte aruncate în teren, ce s-a aprins în tribune, să zicem, mesaje ofensatoare care au fost trimise, toate acestea sunt acuzația la adresa Federația Română de Fotbal, suntem recidiviști din cauza acestor ultrași. Te aștepți ca echipa națională a României să fie pedepsită cu unul sau două meciuri cu porțile închise? Eu cred că vom fi suspendați. Vom avea meciuri. Nu mă juc acasă cu spectatorul. Cel puțin două meciuri, cred, părerea mea. Două meciuri mai avem în această campanie. Pe și alea două, cred că nu. Acele două meciuri spui că le vom juca fără spectatorul. Așa cred, nu știu, la ceea ce a fost acolo... Asta întreb. Ce a fost acolo? Știi care e problema? Adică noi ca și țară, noi nu recunoaștem Kosovo ca republică. Și nu. Ce a fost acolo până la urmă? Torțe aprinse. S-au aprins torțe. Nici n-au fost așa de multe. Adică la nu a noi, fost un spectacol pirotehnic, cum îl știm. Au fost două, trei torțe aprinse. Cătălin, când noi jucăm acasă la Kosovo, imnul nostru a fost fluierat. Da. Acolo n-a fost o problemă. Adică nu știu. Că am fost făcuți țigani, nu mai este iarăși nu mai e rasism. Nu știu. Ce a fost acolo? Kosovo e Serbia? Poate oamenii cred Kosovo că e Serbia, s-a poate scandat. Poate că oamenii cred că noi suntem romi. Da. Dar nu există nicio reacție. Dar poate că e nevoie și de un protest al Federației Române de Fotbal. Asta e problema, că noi nu a fost făcut. Noi, adică pe noi ne-au făcut țigani. Adică după meciul de la Priștina, probabil și Federația Română de Fotbal trebuia să aibă un... Da, noi ne-am asumat că suntem țigani. Kosovo nu și-a asumat că este Serbia. Aici este discuția. Vorba. Kosovo este Serbia, se strigă pe stadioanele din Balcani. Că ei nu sunt Serbia. Da. E dreptul lor. Foarte păi bine. Cum era și dreptul nostru să spune că nu suntem țigani? Problemă, nu înțeleg ce caută politica în peluze uneori, chiar corect. Și acest fenomen ultras aici e o problemă. Asta se întreabă și UEFA. Am o problemă că nu știu dacă oamenii ăia care au arborat acel banner chiar știu că Kosovo este Serbia sau nu e Serbia. Este o chestiune de bibliotecă aici. De istorie și nu cred că știu ei și în același timp nu știu dacă sârbii sunt atât de convinși că Basarabia e România. Corect. Dar astea sunt discuția de aceeași. Să fii
Dar eu vreau să că s-a întâmplat ceva extraordinar, nu s-a părut că s-a întâmplat ceva extraordinar. Probabil au fost pregătiți arbitrii înainte la ședințe și li s-a spus, domne, lege dreptul jucătorilor kosovari de a se simți ofensați. Dar eu nu cred că jucătorii kosovari au vrut să iasă. Dar ascultă puțin. Ok, noi, kosovarii au luat atitudine, că au strigat kosovarii. E dreptul lor. E dreptul lor. Noi, păi, ne s-a fluierat timp, nu? Ne-au făcut țigani. La noi nimeni n-a luat niciun fel de atitudine. Jucătorii noștri au stat foarte bine, mersi, pe teren. Cei de la oficială n-au luat niciun fel de atitudine, ca să nu deranjăm pe nimeni. Păi atunci... De altă parte, UEFA trimite observatori la meciuri și nu este nevoie ca cineva să iasă de pe teren ca din partea UEFA să apară o sancțiune. Cu atât mai ciudat este că în cazul meciului de la Priștina nimeni n-a luat nimic, n-a făcut nimic, nu se ia nicio pedeapsă, nu există nicio acțiune împotriva Federației din Kosovo. Sau poate se consideră că dacă ți se strigă, cum ni se întâmplă și la Budapesta și în alte locuri, dacă ni se strigă țiganii, poate se consideră că nu e nimic în neregulă. Asta e o problemă. Înseamnă că sunt țigani. E destul de ciudat. Eu am rămas surprins de, în primul rând, de atitudinea arbitrului. Eu cred că arbitrul a fost preparat pentru așa ceva. Și eu zic la fel, la ce adică mod? S-a atras atenția, ai grijă, de către observator, de către UEFA, corect, de către cineva. Ai grijă să nu se întâmple acest lucru. Este hai la să fel. Discutăm cu cineva care este specialist, desigur, în discriminare, rasism și chestiune de genul acesta. Este vorba de Ceava Astaloș, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Bună seara, domnule Astaloș! Bună seara dumneavoastră, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. UEFA a declanșat oficial o procedură împotriva Federației Române de Fotbal. Sunt 6 puncte de acuzare, printre care și rasismul. Cum vedeți dumneavoastră această acțiune a UEFA după ce s-a întâmplat la meciul dintre România și Kosovo? Previzibilă, era de așteptat. Să știți că ambele partide, și cu Israel și cu Kosovo, au fost partide de risc maxim. Noi am avut un dialog cu jandarmeria română și am avut un reprezentant al CNCD la cele două partide, atât la Israel cât și la Kosovo. La cel cu Israel am participat și eu, la Kosovo din păcate n-am ajuns. Și am lucrat cu dânsii pentru a preveni introducerea sau folosirea unor simboluri. În marxistă cu Israel vorbeam de antisemitism și s-a reușit acest lucru, deși și acolo mesaje subtile au existat și dacă doriți pot să dezvolt. În partida cu Kosovo, la partida cu Israel am aflat stupefiat de la jandarmerie că nu au o bază legală, de exemplu, să confiște un banner. Ceea ce e un lucru foarte grav. La partea cu Kosovo era în aer, era previzibil că ultrașii ar putea să folosească sau să utilizeze astfel de scandări, inclusiv mesaje. Ca atare se putea face un control mult mai amănunțit sau să se intervină mult mai clar. Se știa, erau partide cu risc, era o pregătire în acest sens, dar asta nu disculpă deloc acești ultrași, pentru că nu este prima oară când se întâmplă acest lucru, nu este prima oară când România este sancționată drastic cu amenzi, cu jucarea unor partide fără spectatori și au fost inclusiv în partide în preliminarele precedente partide decisive. V-aș aminti doar că România a fost drastic sancționată după o partidă Malta-România, în care acești ultrași au strigat afară-afară cu unguri din țară. Nu era niciun ungur pe teren, nu avea nicio legătură partida cu acest aspect. Dar eu cred, sper că se va ajunge la acel punct în care Federația va da în judecată acești spectatori ca să răspundă ei civil și să plătească prejudiciile pe care le creează atât Federației României și atunci să simtă răspunderea juridică pentru actele lor. Acești ultrași care proclamă și solicită libertate pentru suporteri
Nu știu, probabil că libertatea presupune răspundere și responsabilitate și ea nu este absolută. Și dacă nu știu, atunci se poate citi Constituția României să se vadă că nu poți să mergi pe stadion și să faci orice. Și trebuie aplicată legea, pentru că noi avem o lege și asta poate fi și îmbunătățită. Și așa cum în alte campionate cei care nu știu să se comporte pe stadioane pot fi interziși, inclusiv pe viață, și să suporte niște consecințe drastice. Deci, aceste manifestări ale ultrașilor, care cred că sunt patrioți, nu sunt așa, nu. Fac foarte rău acestei țări. Fac rău sportului, fac o imagine proastă și așa suferim și jucăm cum jucăm, știți și dumneavoastră, și atunci mai venim cu astfel de comportamente pe care încercăm să le justificăm prin meciul tur în care nu știu ce s-a întâmplat la Priștina. Eu presupun și la Priștina au fost îngeri acest suporte când au mers acolo. Nu înțeleg care e treaba între sport, care este sport și aceste mesaje care erau clar, au dorit să jignească delegația din Kosovo și jucătorii din Kosovo. Adică, totuși, politica este una, statul român are o poziție, UEFA are propriile reguli, a acceptat această entitate, stat, dacă doriți, să participe în competițiile fotbalistice. Sunt 5 state din Europa care nu recunosc Kosovo, printre care și România. Una e una, alta e alta. Dar dacă noi venim și zicem că, vai, nu știți ce am pățit noi în Priștina, păi da, dar dumneavoastră cum v-ați comportat în Priștina? Și asta este o justificare, adică ce, ne răzbunăm și facem rău unei întregi națiuni, pentru că noi suntem ultra și clamăm libertate. Păi în ce țară trăim? Adică până la urmă ori aplicăm legile, ori nu. Și da, se știa, se presupunea că pot să existe astfel de situații și puteau să se ia măsuri de prevenție mult mai clare și mult mai eficiente. Iar sunt observator la fiecare meci, la meci internațional, fie că vorbim de meci interstate sau competiții europene, dar noi acolo provocarea asta nu avem, că la noi se termină UEFA Champions League și celelalte competiții încă în septembrie, deci nu avem acest pericol, nu ajungem nici până în toamna târzie. Dar sunt observatori independenți care fac rapoarte doar pe acest aspect, pe comportament rasist, incitare la ură și discriminare, mesaje jignitoare, umilitoare și așa mai departe. Și la fiecare meci există acest lucru. Având antecedente, evident că sunt și situații în care se pot specula presupuse comportamente sau care nici n-au existat. De exemplu, meciul cu Norvegia, noi am participat, unul jucător i s-a părut că este mai huiduit decât alții și a spus arbitrului și atunci de acolo, hai să zicem că sunt comportamente rasisme. Nu au fost comportamente rasisme. Dar având aceste antecedente, este evident că sunt cu un ochi pe noi și evident că și adversarii vor încerca să speculeze aceste lucruri. Dar ceea ce s-a întâmplat la Kosovo a fost foarte clar. Și văd că mediul public se încearcă acum a justifica că dacă statul român nu recunoaște un stat, de ce nu pot să spună și suporterea acest lucru? Pentru că sunt alte reguli în ce privește organizația competițiilor, organizarea acestor competiții și UEFA are alte reguli. Dacă noi am achiesat la aceste reguli și dacă o să vă uitați la regulamentele federației și chiar al LPF, o să vedeți că aceste reguli sunt preluate motamo în reglementările interne. Și noi glumim cu ele, dar când s-a întrerupt meciul și s-a intrat în vestiare, gluma, dar ne-am speriat. Pentru că dacă nu se relua meciul, știți ce se întâmpla.
Da, era posibil să pierdem această partidă, da, exact, cu 3-0. Colegul meu, Cătălin Mureșanu, vrea să vă adreseze. Bună seara, domnule Astrașu. Vreau să vă întreb că avem cazuri similare, spun eu. În luna martie, Federația Ungară de Fotbal în luna februarie a intrat cererea și a și anunțat că UEFA permite folosirea steagului cu Ungaria Mare. Să vă dau răspunsul pentru că cunosc subiectul și m-ați mai întrebat. Deci s-a dovedit atunci că nu permit. Deci nu a fost. Deci, avem cazuri similare în acest am discutat foarte clar acest subiect atunci. Am spus foarte clar că acest simbol este unul revizionist, este unul extremist și a intervenit UEFA în acel moment la cererea Federației Române de Fotbal și s-a clarificat că nu a existat o astfel de aprobare. Federația Maghiară de Fotbal a fost sancționată de afișarea simbol la o partidă între Ungaria și Lituania, dacă nu mă înșel. Da? Din nou s-a pus problema de ce au fost doar amendat, de ce au jucat și fără spectatori o partidă, dacă nu mă înșel. Dar vreun meciul a fost întrerupt atunci? Da, să știți că meciul acela pe care Ungaria cred că l-a jucat fără spectatori nu a fost pentru că a afișat acest simbol revizionist, ci pentru că au fost jigniți fotbaliști de culoare din Naționala Angliei. Eu știu că o să verific, dar au fost sancționați pentru utilizarea acestui simbol. Însă vreau să vă spun că nu sunt situații comparabile. Dacă Ungaria a jucat, de exemplu, asta mă interesează, un stat vecin, dacă a jucat cu România, de exemplu, sau cu Slovacia, sau cu Serbia, Croația, Ucraina, atunci utilizarea acelui simbol era mult mai grav și se justifica, de exemplu, oprirea partidei, pentru că era un mesaj care privea în mod direct jucătorii pe teren și o delegație și un stat care era implicat în jocul respectiv. Nici noi nu suntem vecini cu Kosovo. Nu suntem vecini cu Kosovo, este adevărat, dar Lituania nu avea nicio treabă în acea moștenire istorică prin care se jignesc unele state cu altele. În schimb, în acest caz, Kosovo a fost direct atins de aceste mesaje, pentru că are acel diferent sau acest istoric pe care nu îl discutăm noi, că nu suntem chemați, că suntem într-un cadru de sportiv. Da? Și UEFA, dacă a acceptat Kosovo atunci, asta este regula și noi am acceptat această regulă. Dar Kosovo era direct privit, adică cel care era pe teren în Ungaria-Lituania, lituanienii respectivi, nu s-au simțit ei jigniți, pentru că nu îi privea în mod direct mesajul Ungariei Mari. Repet, nu a fost corect și este condamnabil ce s-a întâmplat. Domnule Staloș, cei Kosovo erau direct vizați de acest Am înțeles argumentația dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, pentru că ieri am discutat aici în emisiune cu Andrei Preda, unul dintre liderii din peluza Unii sub Tricolor, care au generat această situație. Și el ne-a spus că aici în emisiune că înainte de meci jandarmeria a văzut acest banner Kosovo e Serbia și nu a avut nimic de obiectat în privința acestui banner. Glumind un pic, probabil că fiind scris în sârbește, nu s-a prins jandarmeria despre ce e vorba acolo. Dar dumneavoastră ne-a spus pe parcursul acestei discuții că jandarmeria nu are posibilitatea de a sechestra un banner. Nu, jandarmeria nu te poate... Dar atunci de ce mai verifică bannerele? Pentru că este o practică și la meciurile din Campionatul României, ca bannerele să fie verificate înainte de... Nu, este vorba aici, dacă îmi permite și domnul Astaloș, jandarmeria, pentru că am realitatea stadionului și pot să spun, jandarmeria trebuie să prezinți bannerul și ți-l interzice să intri, dacă ai apucat să intri cu el. Aici e foarte importantă declarația că jandarmeria l-a văzut și a fost să intre. Domnul Astaloș probabil spune că jandarmeria nu poate să confiște pentru a nu incita și ne lămurească domnul Astaloș în privința nuanței observației domniei sale. Da, deci eu am vorbit cu jandarmeria și acesta, chiar în cazul partidei cu Israel, eram pe stadion. Și acolo să știți că au fost mesaje cu tenta antisemită. Nu întâmplător au venit cu un citat din Eminescu, știm scrierile lui Eminescu antisemite, nu întâmplător au mai fost niște simboluri. Cred că vă duceți departe, domnule. Nu mă duc absolut departe. Cred că vă duceți departe.
Pot să vă dau multe, foarte multe argumente. Nu știm clar, n-am edificat acest lucru cu Eminescu în cultura românească până astăzi. Cât de antisemit a fost sau nu? Dați-mi niște exemple de partide în care galeria a mers cu mesaje din Eminescu. Au avut foarte multe mesaje cei din galerie legate de absolut tot ce este important pentru istoria, cultura românească. Nu este prima oară. Ok, bun. Pot să vă trimit niște materiale ca să vedeți cam cum se interpretează aceste lucruri, dar personal pe mine, ca să zic așa, înțeleg subtilitățile galeriilor, deci nu sunt de azi de ieri în acest domeniu. Referitor la acel banner, m-aș mira dacă jandarmeria ar fi văzut și ar fi permis să se intre cu acel banner. Nu știu, trebuie lămurită această situație, dar era evident pentru toată lumea că acel banner va fi un banner jignitor, cel puțin jignitor pentru delegația din Kosovo și pentru jucătorii din Kosovo. Și a fost evident că în momentul în care cineva a tradus delegatului UEFA sau observatorului UEFA ce înseamnă acel banner, în momentul respectiv a început tot ce știți și dumneavoastră. Este să vedem cum interpretează UEFA și ce măsuri va lua. Din punctul meu de vedere, trebuia să ne concentrăm mai mult pe partea fotbalistică și să ne susținem naționala și să avem rezultatele pe care le dorim. Domnule Astaloș, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Mulțumesc și eu. Să aveți o seară frumoasă în continuare. La. Mihai, până la urmă, au suporterii acoperire, sigur, nu regulamentară, acoperire de nu știu de care. Au ei dreptate să vină cu un astfel de mesaj la meci sau au greșit grav și vom suporta consecințele? Au dreptate să vină cu mesajul pe care îl vor ei. Deci, e un mesaj, suntem o țară liberă, da? Avem voie să punem ce vrem pe stadion. Și eu nu știu care este problema. Repet, acolo noi am fost țigani, făcut țigani, n-au fost o problemă. Aici au fost un banner și gata. Trebuie să fim suspendați. E clar că cei din Kosovo au fost deranjați și bannerul a fost făcut special pentru a-i deranja. Corect. Iar ideea galeriei României, indiferent de grupul care a etalat acest mesaj, pentru că grupurile semnează, a căzut pe Uniți sub Tricolor. Sunt și alte facțiuni în Galeria României, asta a fost interesul, asta au vrut să arate, să sublinieze. A și existat a doua zi la Belgrad, din partea galeriei lui Partizan, cred, un mesaj de mulțumire pentru acest lucru. Cele două galerii la un meci din trecut. Eu am mai spus însă, nu știm ca Naționala Serbiei să fi jucat vreun meci fără spectatori, un meci în acesta important, oficial, în preliminarii, pentru că suporterii sârbi au scandat Basarabia în România. Nu știm. A existat un meci la Belgrad. A existat un meci în care ei să joace fără spectatori în tribune pentru că au scandat așa ceva. Nu știu dacă mai avem timp, dar declarația domnului Astaloș cu Eminescu și cu mesajul coregrafiei deja duce. Înțeleg că UEFA incriminează inclusiv apariția acestui banner în galeria noastră, Basarabia România. Nici acest mesaj nu este acceptat de către UEFA. Trebuie să traducem poezia lui Eminescu și să o trimitem la UEFA. Avem datoria asta. Cătălin Mureșanu, Mihai Stan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune. Vă invităm să rămâneți pe ProSport. Urmează Drumul spre Paris, emisiunea realizată de Daniel Nazare, colegul nostru, și în care sunt prezentați sportivii care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice anul viitor. Să aveți o seară frumoasă continuare.